Angiosperme, familia măceșului, resurse educaționale pentru clasa a 5-a. Măceșul este o specie de plantă întâlnită în întreaga Europa, de la câmpie până la munte, și în anumite zone din Africa și Asia. Este un arbust cu frunze căzătoare. Înălțimea plantei variază de la 1 la 5 metri. Rădăcina măceșului este lemnoasă. Tulpina, lemnoasă de asemenea, este ramificată încă de la bază și prezintă numeroși țepi curbați. Frunzele sunt imparipenat compuse, formate din 5-7 foliole. Floarea la măceș este alcătuită dintr-un peduncul, un receptacul bombat, pe care se prind 5 sepale verzi, 5 petale alb-roz, numeroase stamine și pistile. Măceșele sunt fructe false, fiind formate din peretele cărnos al receptaculului de culoare roșie, care închide în el adevăratele fructe. Acestea, din urmă, rezultă după fecundație din fiecare ovar, fiind fructe uscate cu o singură sămânță. Și se formează atâtea fructe adevărate câte pistile are floarea. Roza canina este denumirea științifică a măceșului, denumire care a dat numele și familiei din care face parte această plantă, familia Rozaceae. Din familia Rozaceae mai fac parte și majoritatea pomilor fructiferi din țara noastră: mărul, părul, gutuiul, caisul, piersicul, cireșul, vișinul, corcodușul, dar la ele se mai adaugă și fragul, căpșunul, zmeul, murul și trandafirul.